Mi-aduc aminte că pe vremea lui Ceaușescu se pusese problema, ca acum, anume să fie modificată mâncarea, să fie modificate semințele și toate cele. Și la un moment dat a căzut în desuetudine, sau mă rog, poate s-a apropiat revoluția, nu mai rețin exact ce s-a întâmplat, dar nu s-a pus în practică o astfel de idee, însă a existat și la noi. Cei care nu cunosc, mă rog, cei care sunt mai tineri, să-i întrebe pe părinții, pe cei care au peste 35 de ani și au să vadă că așa a stat situația pe atunci. Iată că acum se reia acea idee. E importată din Occident și nu mi se pare foarte normal să te apuci să... Bun, treaba cu modificatul e cum e, dar să te apuci să obligi oamenii să ia semințe numai de la o anumită firmă, asta e dictatura dictatorilor deja. Exact, un fel de 1984. Atunci mai are sens acest marș? Are sens pentru că oamenii trebuie să rămână conștienți de ceea ce se întâmplă, trebuie să fie cineva care să-i poată trezi în permanență. Mai sunt și unii care dorm pe lumea asta, care merg cu capul între urechi, cum se spune, și e bine să fie măcar câțiva oameni treji, câțiva oameni care să fie observatori eficienți. Numele dumneavoastră și profesia? Cristian Cârstea, student la drept. Nu corporația, face legislația! Nu corporația, face legislația! Bună! Bună!